O informație de ultimă oră, un incendiu puternic a cuprins cel puțin două case de lângă capitală. Mai multe echipaje de pompieri intervin de urgență. În tunar vedem imaginile. Mergem la corespondentul nostru, Bogdan Borța, cel care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Bogdan. Bun găsit, Cătălina, bun găsit tuturor. Un incendiu care arde de aproximativ o oră aici, în localitatea Tunari, unde sunt angrenate numai puțin de 10 autospeciale. Sunt peste 40 de pompieri care încearcă să stingă în acest moment acest incendiu care se desfășoară pe o suprafață de 400 de metri pătrați la două locuințe, două case din Tunar. Nu se știe încă motivul de la care a izbucnit acest incendiu, însă știm că nu sunt victime, nu se afla nimeni în casă atunci când incendiul a izbucnit. Sunt proprietarii care au ajuns când flăcările deja erau destul de puternice, au reușit să scoată niște lucruri din casă, au reușit să scoată un televizor, niște haine sau niște electronice, însă atât, pentru că vedem acoperișul acestei case a fost distrus aproape în totalitate și de asemenea în lateralul acestei case mai e una care la fel a ars. Este o agitație foarte mare aici în zonă, sau sunt foarte mulți oameni care locuiesc în apropiere și se uită, așteaptă ca incendiul să fie stins în totalitate, asta pentru că a fost localizat, iar în acest moment mai sunt doar câteva focare pe care pompierii trebuie să le stingă. Așteptăm să vedem cât va mai dura până se va întâmpla acest lucru și, bineînțeles, rămâne de văzut motivul de la care a izbucnit acest incendiu atât de puternic.